Astăzi a început turnarea asfaltului pe banda din interior a sensului giratoriu din cartierul 23 august. Asfaltăm partea interioară a sensului giratoriu pentru a asigura și circulația mașinilor în sens. Circulația se va desfășura în regim de șantier, ceva mai ușurel, așa, ca să-i zic așa, dar se desfășoară. Este un pic mai greu să intre în rond pentru șoferii de autobuze, care din cauza lungimii autovehiculului trebuie să ia un viraj mai larg și să pătrundă pe celălalt sens de mers. Dar activitatea este supravegheată permanent de polițiștii locali, care au grijă să nu se producă evenimente rutiere. Simultan se continuă lucrarea și mai încolo, nu? Continuăm cu pregătirea spre biserică, urmând ca ulterior să ajungem să asfaltăm și tronsonul în prima parte până la biserică. Acolo ce se poate acum? Acum se ridică capacele, gurile de scurgere, capacele carosabile de canalizare. În prealabil, carosabilul a fost frezat și urmează să fie asfaltat după finalizarea sensului giratoriu. Circulația auto se va desfășura și pe acest tronson din strada Oltului, pe o singură bandă. Șoferii care circulă frecvent prin cartier trebuie să conducă mai atent, iar riveranii sunt rugați să nu își parcheze mașinile în zona de lucru. Asfaltarea completă a sensului giratoriu de la 23 august va fi finalizată în cursul zilei de mâine.